de cădere liberă. Prima rundă de la Marele Zid. Sus acolo sunt 7 poziții. De acolo cad bilele. Suma maximă de la cădere liberă e de 5.000 de lei. Iată-o în mijloc. Este o rundă contra cronometru. Trebuie să vă mișcați repede, să blocați unul dintre cele două răspunsuri. Vom avea 5 întrebări cu două variante de răspuns A și B și trebuie să apăsați până când prima dintre cele 3 bile ajunge la linia asta de marcaj. Regula de la cădere liberă este să fim pe plus măcar cu un leu ca să mergem mai departe în runda a doua. Un ultim amănunt, bilele vor cădea de la 1, 4 și 7. Sunt aici cu voi, toți trei suntem o echipă. Și noi cu tine și o să trebuiască să te învățăm ceva. Vreau să mă învățați tot. O să trebuiască, Cătălin, să te învețe cum să spui pe limba română toate cele 7 cifre. Deci știi că asta urma să vă rog, nu? Chiar vreau să învăț cât mai multe cuvinte în seara asta. O să te învățăm, sigur. Hai să vedem prima întrebare. Ce este creat de corpul uman pentru a lupta împotriva unei infecții? Răspunsul este A, anticorp sau B, alergen? A. Anticorp. Haide, bă! Haide! Hai, hai, hai! 5, un leu! 5.000! 1.500! Încă un leu! 1.500! 2 lei! Ați blocat A și răspuns corect! Anticorp, răspuns corect! Primii bani pe zi! Acolo mare o să apară totalul de fiecare dată. Hai să-l vedem! 1.500! 2 lei după prima întrebare. E bine și așa. Hai să vedem următoarea întrebare. În ce carte se regăsește personajul ficțional Quasimodo? Răspunsul este A, Cocoșatul de la Notre Dame sau B, Mizerabili. Blocat. A, Cocoșatul de la Notre Dame. 3.000 de lei și 1.500. Și 5.000. Și, și încă un leu, ce aproape a fost Cocoșatul de la Notre Dame. Răspuns corect. Corect. Bine, mă! Bravo, bravo. 6.003 lei. Cum vă simțiți? Foarte bine, încrezători. Da. E a doua întrebare de-a mea. 6.000 de lei. Și era deja de două ori să ajungă la 5.000. Poate a treia oară e cu noroc. Hai să vedem următoarea întrebare. În ce sport s-a făcut remarcat Muhammad Ali? Box. Răspunsul este A, basket sau B, box? B, box. Haide, mai 5.000. Un leu și 1.750. Ne-am văzut de dinainte, cătă. Box. Nici n-am apucat să zic variantele de răspuns. În box, Muhammad Ali, răspuns corect. Haide-mă, răspuns corect. Hai să vedem totalul vostru. 6.854 de lei. Și mai avem întrebări. Ce țară este legată de Franța prin tunelul de sub canalul Mânecii? Marea Britanie. Răspunsul este A, Marea Britanie sau B, Irlanda? A. Răspuns blocat, da? Și avem, Marea Britanie. Și avem, și avem, și avem. 1501 și încă 10 lei. Franța e legată de Marea Britanie. Răspuns corect. Răspuns corect. Hai să vedem totalul. Mai cu forță. Da, da, da. 8.365. Ia mai încearcă o dată, cătă. Cu euro. Ne apropiem de 2.000 de euro. Mai avem puțin. Hai. Care este animalul simbol al echipei de fotbal FC Dinamo București? Câine. Răspunsul este A, câine sau B, leopard? A, câine. Haide, mă! Hai, 3.000 și încă 10 lei. Ah, e bine, mă, și așa. 3.010. E bine și așa. Deci ce era? Ce era? Câine. Câine! Răspuns câine. Corect! Bine! Răspuns corect! Bravo! Răspuns corect! Hai să vedem totalul vostru după cădere liberă. 3.011. 11.376 de lei. E bine și așa. E bine. Ce e cu suma asta? Asta e suma garantată. La final, nu știu dacă v-ați uitat la emisiune, da. La final avem o decizie de luat. E vorba de un contract. Asta e sumă garantată. Și la asta mai adăugăm câte 5.000 de lei pentru fiecare răspuns corect dat la izolare. Iată, ai făcut ochii mari așa.